Bună ziua, dragilor! Ți-a zis de cuvântul pârjoale? E deja mi-a aduce aminte de copilărie. Da, pârjoale. Sunt un fel de chifteală, un pic mai lunguieță și la mine, Maramureș, sunt fără verdețuri, dragilor. A zice pârjoale de la Nicolae. Nicolae, cum vreți voi? Am nevoie de carne de porc, am nevoie de multă ceapă, că zic multă ceapă să predomine, dragilor. Am nevoie de niște ptită pe care pun să se moaie în lapte, așa că o să încep cu pâinica mea, pe care bineînțeles că o să pun să moaie un pic lapte, da? Ne apucăm să plângem, da? Și m-a pus să tai mărunt, dragilor. Mărunt, da? Cât mai mărunt posibil, da? E bine mai târziu, da? Pe când gata ceapa. Am terminat de tăiat ceapa. Multă ceapă, da? Așa că am nevoie de un bol. Așa. Perfect. Așa. Și punem crudă, da? Bineînțeles că să punem, dragilor, și niște ouă. Sare, piper. Da. Sare, că nu e sare deloc. Așa, pare mult, dar nu mă temeți. Și acum ideea e că în momentul când faceți pârjoale acasă, dragilor, folosim o pâine, colțul de pâine care stare, dragilor, dar nu cumpărăm pâine proaspătă. De mult mamele noastre când făceau de mâncare, când făceau din astea frigănele, foloseau tot timpul colțuri de pâine care era uitată și întărită și să nu arunce, o foloseau în mâncare. Așa e și pâine în casă, dragilor. Vedeți? Ouul și pâinea leagă. Uitați. Carnea mea e condimentată. O las să hodinească un pic. Arome, sare, piperul se intre deja în carne, în pâine, ou. Să-mi curăsc câteva cartofi. În apă. Vedeți cum deja se face apa albicioasă? E da, perfect. Uite, ce frumos e așa. Deci, ne-am pregătit și cartofii deja. Mă gândeam că să fac și maioneză ca la mine acasă, așa că am o lingură de lemn, am un vas de lut, cum s-ar zice, am o fier, dragilor, și să folosesc doar galbenosul. Așa, uitați. Uitați, îl sfărâm. O să pun și un galbenuș crud. Așa, pun un pic de piper, sare, un pic de muștar, dragilor. Așa, un pic de zeamă de lămâie. Merge și fără, pentru că în muștar avem ce să crească, să țină, dar ne-mi place o maioneză un pic acrișoară, dragilor, recunosc. Sfărâm bine călbenușul. Când începe așa, un pic de ulei. E aici încolo, e doar așa, poveste. E o joacă de copii, dragi, așa ce mă menez. Și bineînțeles că dacă se taie, se mai întâmplă, cine știe din ce cauză, un strop de apă, știți cum o leagă și o face iar la fină, lisă, perfect. Un strop de apă, dragilor. Dragilor, uitați ce maioneză faină am făcut, de casă. Ha? Ce ziceți? Și bineînțeles că îmi place să fie un pic mai intensă, mai puternică, ori puneți fulgi de chili, de uite, ori un pic de hrean. Mie-mi place un pic de hrean. Așa. Am făcut mai multă. O mese cum tine, vedeți? Uitați. Deci maioneza e gata. O pun deoparte. Am nevoie de un pic de pesmet, am nevoie de ou, dragilor. Un ou întreg. Așa. Eu pun un strop de apă. Un pic de sare. Piper. Condimentăm și acest ou, dragilor.
În general, când punem apă un pic în ou, ia să mai pufos un pic, să știți. Și mai mult. Când fac omletă, trebuie doar să lege, da? Îmi pun un pic de ulei pe mână. Uitați. Uite așa. Exact cum se făcea acasă. Și mi le pun aici frumos. Ideea e că nu le facem tare groasă pentru că ceapa e crudă, da, în ele. Și atunci trebuie avut grijă să le apatizăm un pic. Uite, asta sunt mie mai mare, pentru că vreau să se facă, dar nu vreau să mănânc ceapă crudă, dar să facă în interior. Dragilor, părjoarele mele, uitați ce frumoase sunt. Vedeți? Uitați ce frumoase sunt. Dar de parte, oare uleiul meu se încinge? Oh, perfect! Ați văzut? Pârjoale ca la maramu. Am grijă să nu se ardă prea tare, pentru că dacă focul e prea tare, să fac pe exterior și interior rămân crude. Și nu vreau, dar... Deci vreau să se facă și în interior, da? Dragilor, sunt gata cu pârjoalele mele. Uitați ce s-au rumenit. Ai de cap. Și aici am cartofii pe care o să-i prăjesc, dragilor. Uitați, îi scot pe niște hârtie să nu iau cu apă multă. I-am lăsat cam o jumătate de ceas în apă. A, ce ziceți? Crunchy, ca lume. Parabam! Să vezi ce chipsuri frumoase fac. Ce important că facem chipsuri, dragilor, să punem sare atunci când că au un pic de ulei. Punem un pic de sare proaspătă peste chipsurile care se fac crocante și se leagă sare în dulcește, credeți-mă. E fantastic. Uitați ce frumos. Vedeți? Uite ce culoare faină. Un pic de sare peste cartofi. Auziți cum sună? Auziți cum sună? Vreți să și vedeți cum arată? A? Ce ziceți? De casă, dragilor. Da. Fantastic. Deci, dragilor, asta e o rețetă regională. De la mine, din Maramureș. Cu asta am crescut eu o mâncare gustoasă. Și atâta, ce pot să zic? Doar să încercați să o faceți, pentru că e mult prea bun. Sănătate! Poftă bună!